În data de 8 iulie, ministrul economiei Ștefan Radu Oprea a vizitat Universitatea Politehnică Timișoara, subliniind rolul crucial al acesteia în dezvoltarea microelectronicii la nivel regional. În cadrul vizitei, ministrul a discutat cu rectorul UPT Florin Drăgan și cu prorectorii responsabili de investiții, relația cu mediul, economic și cercetare. Ștefan Oprea a fost impresionat de facilitățile de cercetare ale UPT, inclusiv un laborator de microelectronică dotat cu 16 laboratoare moderne. El a subliniat importanța colaborării între universitate și companiile din domeniu, evidențiind pregătirea excelentă a absolvenților pentru a răspunde cerințelor pieței de muncă. De asemenea, în contextul european actual, în care se pune un accent mare pe reducerea dependenței de microchipuri fabricate în alte regiuni, Universitatea Politehnică Timișoara este poziționată strategic pentru a deveni un centru de excelență în microelectronică. Proiectul european în care UPT este implicată include 3 companii din România și 11 universități partenere. Pentru mai multe detalii suplimentare, cetățenii sunt rugați să contacteze Departamentul de Comunicare și Imagine al UPT.